Sunteți prezenți astăzi aici? Asta am vrut să facem miercuri. O conferință frumoasă, civilizată, cu oameni frumoși. În schimb, am primit jandarmerie, am primit contramanifestație, instigatorii se află și acum între noi. Am făcut astăzi această conferință de presă ca să înțeleagă toată lumea că AUR se bate cu PSD-ul și cu sistemul, dar nu se bate cu pumnii. Se bate cu argumente, se bate cu soluții. Vreau să nu-și închipuie vreun craiovean că oamenii de la AUR Craiova ar fi în stare să facă un scandal. Îl vedeți pe domnul comandant, a fost comandant al inspectoratului de poliție, domnul Enescu. Domnul Lucian Irimescu, președintele artiștilor plastici. Adică nu vedeți luptători de K-1 printre noi. Și chiar dacă ar fi, vin provinciile. Ceea ce a făcut doamna Olguța Vasilescu miercuri a fost exact comportamentul dictatorial al Elenei Ceaușescu din ultimele zile dinainte de Revoluție. Eu vreau să vă garantez că împreună cu oameni frumoși vom transforma Craiova. Vin alături de noi și sunt aici între dumneavoastră profesori. Sunt directori de școli care își asumă și au venit alături de noi, indiferent de repercursiunile pe care le vor avea și eu sper să nu le aibă de la Inspectoratul Școlar Județean condus de Partidul Comasat Român. Sunt printre noi cadre universitare care își asumă și nu le este frică de conducerea universității din Craiova, care face parte din familia PSD. Sunt cu noi tineri antreprenori care nu se tem de controlele primise de către PSD. Este extraordinar de important ca pe 9 iunie să fim la vot. Bravo! Primesc și sunt convins că nu sunt singurul, primesc zilnic zeci și sute de mesaje în care îmi transmit oamenii că ei vor fi singuri în cabina de vot, doar ei și cu ștampila. Pe 9 iunie trebuie să restartăm Craiova. Trebuie să transformăm, împreună cu oamenii de care v-am vorbit, lucrăm la un program coerent de administrație și de guvernare locală pentru Craiova, pentru următorii 12 ani. După cum vedeți, instigatorii sunt aici, am vrut doar să vă demonstrăm și să vă arătăm cine sunt oamenii de la AUR, cine este George Simion, cine sunteți cu dumneavoastră, cu toții, suntem oameni pașnici, oameni care vor binele orașului. Vă mulțumesc!